intenționez în seara aceasta să am un mesaj mai scurt din Evrei capitolul 12, versetul 16 și 17, la care voi da citire pentru început în două variante, pentru că consider că în special în pasajul acesta traducerea noastră suferă. Textul spune în versetul 16: "Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca e, sau care pentru mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut, știți că mai pe urmă când a vrut să capete binecuvântarea n-a fost primit pentru că măcar că o cerea cu lacrim n-a putut să o schimbe. Și... și, în limba engleză și în alte traduceri în limba română versetul 16 sună foarte diferit de ce avem înaintea noastră. Haideți să-l înțelegem întâi, zice mai pe urmă, adică ulterior după ce și-a vândut dreptul de întâi născut, când a vrut să capete binecuvântarea, faceți aminte că ei sau se plânge la tatălui și zice, tată, n-a mai rămas nimic ca pentru mine. N-a fost primit că să-i spune nu mai am ce să-ți dau, da? Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Pare puțin vag. Ce n-a putut să o schimbe? Ce cerea cu lacrimi? O altă traducere spune 2001, traducerea mea preferată, ca să nu fie vreun curvar sau vreun lumesc, zice ca e sau care pentru o singură mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut, pentru că știți că și după aceea, dorind să moștenească binecuntarea, a fost respins pentru că nu a găsit loc pentru pocăință. Asta spune limba originală, asta spune și limba engleză, asta spun și alte traduceri. Nu a găsit loc pentru pocăință, deși o căuta stăruitor cu lacrimi. Ceea ce prezintă uh, puțin altfel situația, da? Pasajul acesta, care îl avem înaintea noastră, așa cum ați observat, face parte din, dintr-un climax, o concluzie a cărții evrei, până la, verset, până la capitolul 11, inclusiv ni s-a vorbit despre Domnul Isus Hristos și despre norul acesta, așa de mare de martori, în contextul în care mulți evrei erau ispitiți să se întoarcă înapoi la ritualurile lor, la religia lor și așa mai departe. Ei sunt îndemnați, sunt stimulați, sunt chemați să se încreadă în Domnul Iisus Hristos, să fie credincioși, să rămână alături de Domnul Iisus Hristos și de biserica celor întâi născuți, așa cum o numește în capitolul 12. La propriu, situație este una foarte serioasă în audiența care îi scrie autorul cărții evrei, pentru că în mijlocul persecuțiilor, dezmoștenirilor și așa mai departe, unii dintre ei erau uh, în pericol apostaziei. Da? Erau evrei care s-au dedicat total credinței creștine, dar erau evrei care cochetau cu religia creștină, dar nu aderau din toată inima la ea. Da? Cunoșteau, erau convinși, mărturiseau, făceau parte din comunitatea asta de evrei, se manifestau ca niște uh, credincioși, cel puțin din punct de vedere exterior, dar nu luaseră o hotărâre. Uh, cu toate riscurile afiliate de a urma pe Domnul Isus Hristos cu orice preț. Pasajul pe care îl avem înaintea noastră are trei porțiuni. Uh, această, acest pasaj este, cum spuneam, o concluzie la tot ce s-a spus mai dinainte. Având în vedere cine este Domnul Isus Hristos, având în vedere norul acesta de martori care a mers în urma Domnului Isus Hristos și noi suntem chemați în primele trei versete să alergăm. Da? Este imaginea unor alergători. Da? Ținta e clară, Domnul Isus Hristos, alergați. A doua imagine pe care o folosește autorul este aceea unor fii care, fiindcă nu aleargă, fiindcă nu se comportă, fiindcă uh, nu au tot ceea ce trebuie să aibă ca fii ai Tatălui Ceresc, sunt disciplinați de Tatăl. Dar asta este a doua imagine. Prima imagine a unor alergători care au în față ținta pe Domnul Isus Hristos. În jurul lor este un or de martori care au trecut deja pe acolo, dar nu spectatori, care au trecut prin acea experiență. A doua imagine prezintă pe Dumnezeu Tatăl care ne ajută din spate, așa cu nuiaua, ca să mergem drept, ne disciplinează. Și a treia imagine ne prezintă, de fapt, o a treia responsabilitatea noastră, nu doar de a alerga, nu doar de a accepta disciplina Domnului, ci și de a supraveghea pe ceilalți. Vedeți că în versetul 15 și 16 se, folosește, se folosesc două expresii. Luați bine seama ca nimeni, asta nu ne privește doar pe noi, luați bine seama ca nimeni din adunare, din comunitate, să nu se abate de la harul lui Dumnezeu. Versetul 16, vegeați să nu fie între voi nimeni. Uh, versetul 12 și 13 din secțiunea asta, care descrie viața noastră în comunitate, ne arată cum trebuie să arate viața noastră, da? Practic, să, întărim, să ne întărim mâinile obosite, genunchii slăbănogiți, să croim cărări drepte cu picioarele noastre, da? Să avem o umblare dreaptă înaintea Domnului, ca cei care vin în spatele nostri, nostru, frații din comunitate, care sunt mai slabi, să aibă un reper moral și spiritual în noi, da? Asta e viața noastră. Apoi ne arată care e viziunea noastră. Urmăriți pacea după ce sunt un model pentru ceilalți. Împreună, viziunea noastră este să căutăm pacea, unitatea trupului și sfințirea, da? Pacea e ceea ce este pe orizontală, sfințirea este ceva pe verticală între noi și Dumnezeu. Asta e viziunea noastră. Și apoi ne arată că avem și responsabilitatea de a vegea una asupra altora de a vegea asupra două categorii de oameni. Și în seara aceasta ne vom uita la cea de-a doua categorie, că despre prima am vorbit. În versetul 15 și în versetul 15, de fapt, vreau să observați că avem de a face, cred eu, cu niște creștini. Zice, luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Despre ce har e vorba? Nu știu dacă vă aduceți aminte despre ce har este vorba. Să luăm seama în comunitatea noastră ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Ce har? Biblia vorbește despre har în foarte multe feluri. De exemplu, când spune harul și pacea să vă fie mulțite, ei aveau har, cărora le scrie. În toate cazurile, când se scrie unor credincioși către sfinții din har și pace, aveau har sau nu aveau? Păi sigur că aveau har dacă erau frați sfinți în Domnul Isus Hristos, da? Și se spune despre ei ca o grămadă de binecuvântări. Deci există un har primar, dacă aș putea să-l numesc, un har inițial, pe care noi îl numim harul mântuitor. Dar după momentul mântuirii noastre, a convertirii noastre, a regenerării noastre, există un har sfințitor. Harul sfințitor de care noi avem parte până la sfârșitul vieții. Asta înseamnă salutul la har și pace. Noi avem pace cu Dumnezeu. Dar există o pace de care avem nevoie în experiența noastră de fiecare zi, da? în trăirea noastră creștină. Pace care de foarte multe ori ne lipsește. Acesta este adevărul. Da? Suntem lipsiți. În multe situații de sfințire suntem lipsiți în multe situații de pace. De aceea este acest salut și de aceea în pasavul acesta ni se cere responsabilitatea de a veghea, de a avea grijă ca nimeni să nu fie lipsit sau să nu se abată de la Harul Sfințitor al lui Dumnezeu. Pentru că atunci când lipsește Harul Sfințitor al lui Dumnezeu, iasă altceva. Nu, nu, nu rămâne nimeni în neutralitate. Ce iasă în adunare? Un lăstar de Amărăciune care începe să tulbure adunarea. Și noi știm cum e lucrul ăsta: când un om este amărât, când un om este nemulțumit, când un om are probleme în relația lui cu Dumnezeu, el devine o infecție în trupul Domnului Isus Hristos. Știu că nu-i foarte frumos să te gândești la tine ca o infecție în trupul Domnului Isus Hristos, dar de foarte multe ori asta suntem. Asta e, asta e imaginea aceea. Aici, o altă traducere spune ca nimeni să nu încolțească un lăstar, da? să iasă virusul ăla în adunare. Da? Noi trebuie să veghem ca să nu iasă. Nu să spunem, ah, noi suntem mai grozavi decât ăsta, da? Ci să-l ajutăm pe fratele care se află în slăbiciunea aceasta, pentru că lucrul ăsta zice, aduce amărăciune, tulburare și mulți vor fi întinați de ea, da? Pentru că nu am vegheat. Pentru că nu am vegheat. Asta e prima categorie asupra cărora veghem în adunare. Membrii imaturi. A doua categorie asupra cărora trebuie să veghem este descrisă în versetul 16 și 17 prin acest tip al lui Esau, acest tip, omul acesta în sine este un fel de om și eu cred că ăștia nu sunt membri imaturi, ci membri ipocriți. Adică dacă mai înainte în versetul 15 descrie niște creștini autentici, slabi, aici avem niște membri ipocriți care sunt neregenerați. Și voi argumenta de ce cred că Scriptura vorbește despre oameni neregenerați la versetul 16 și la versetul 17. Da? Și cred că versetul 16 și 17 vorbește despre apostați. Oameni care fac parte din comunitate, dar care nu sunt născuți din nou. Acum aș vrea să răspund la câteva întrebări. În ce fel apostazia sau apostatul, omul ăsta e sau, care se poate găsi și în adunare, în ce fel un apostat este diferit de un creștin care cade? Asta e întrebarea. E o întrebare foarte importantă. De ce? Pentru că când voi începe să vorbesc despre apostatul acesta, veți vedea că multe lucruri care le vedem într-un apostat, de foarte multe ori se regăsesc în viața noastră. Și întrebarea este, care este diferența dintre mine, un creștin adevărat, dar care cad, și un apostat? Asta este întrebarea fundamentală. Haideți să ne uităm la textul acesta. Textul acesta diferențiază cele două categorii de oameni un om care se abate de la Harul lui Dumnezeu, da, se abate, are Harul lui Dumnezeu dar în adunare, dar se abate de la el și ajunge să manifeste anumite comportamente păcătoase. Da? Și a doua categorie, îi separă, chiar gramatical vorbind, da? Se pare, luați bine seama ca nimeni să nu se abată și după a versetul 16, Veghea să nu fie între voi nimeni curvar. Nu arată, cel puțin din gramatica textului, nu vedem că ar fi vorba despre aceeași categorie de oameni, deși s-ar putea face la un moment dat un argument de felul ăsta că ar fi vorba despre aceeași oameni. În al doilea rând, observați că, deși în versetul 15 se descrie niște oameni care se abade la Harul lui Dumnezeu, într-un fel au un contact cu Harul lui Dumnezeu, dar se abade la ei sau sunt lipsiți de Harul lui Dumnezeu, în versetul 16 și 17, omul ăsta nu se, spune, nu se, prezintă omul acesta în relație cu, de niciun fel cu Harul lui Dumnezeu. Da? De niciun fel. Nu se spune nimic despre el care avea vreo tangență cu Harul lui Dumnezeu. Da? Ceea ce ne ajută să facem o distinție. În 15 avem de-a face cu un om care este lipsit de Harul Sfințitor. În 16 avem de-a face cu un om, e sau care e curvaș și care e lipsit de Harul Mântuitor. Da? Deci, una este să fii lipsit de harul sfințitor, să ai anumite căderi în viața ta, și alta este să fii, ca sau curvar și lumesc, cum spune, lipsit de harul mântuitor. Mântuitor. În al treilea rând, o altă observație. Chiar felul în care este prezent, sunt prezentate cele două categorii importante. Zice, luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Da? Să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Sau, într-o altă traducere spune, să nu ducă lipsă de harul lui Dumnezeu. Și, în al doilea rând, îl descrie pe apostatul acesta, în versetul 16, ca unul care este curvar și lumesc. Dar el nu are doar o problemă de conduită, de, de comportament, ci el este așa, are o problemă cu ceea ce este el, da? În primul caz, e un om care este creștin, dar se abate de la harul Dumnezeu, are o problemă de conduită. În al doilea caz ai de a face cu un om care are o problemă de caracter, de esență, de natură, nu de conduită, de comportament. Și cred că distințiile sunt foarte foarte important. Cu alte cuvinte, un apostat este descris ca un necredincios, în timp ce un creștin este descris ca unul care falimentează în umblarea sa, da? care umblează, falimentează în trăirea sa, în viețuirea sa. Și acum, care este diferența dintre un apostat și un creștin care cade? Pe diferența este foarte mare. Apostatul are ca parte integrantă fundamentală a vieții sale, ceea ce în viața unui creștin este doar ca tendință sau cădere temporară. Repet, Apostatul are ca parte integrantă, fundamentală în viața lui Ceea ce în viața unui creștin este doar tendință sau cădere temporară Deci noi ne suprapunem într-un fel cu viața, cu anumite semne, manifestări a unui apostat Dar doar în tendință sau cădere temporară Eu nu sunt așa da? Eu pot să am tendințe lumești Comportamente lumești Gânduri lumești Vorbe lumești Dar eu nu sunt lumesc, eu nu sunt descris așa Înțelegeți? Diferența este elementară. Aici se face suprapunerea. Eu am în, în viața mea tendințe, da? Este firea mea pământească care mă împinge spre ceea ce îl împinge și un apostat. Dar la mine există o frână, există o barieră. Sunt născut din nou. Am Duhul Sunt în viața mea care ține în control uh, ființa mea. Acum am văzut ce are un apostat sau care este cum putem compara un apostat cu un credincios. Care e diferența dintre cei doi? Acum o a doua întrebare. Ce are un apostat în plus față de un credincios? Un apostat este un necredincios, dar are ceva în plus față de un necredincios obișnuit. Ce are un apostat? Păi ne gândim la Esau. Esau este membru, dacă am putea să spunem, în comunitatea legământului. Corect? El este acolo, din casa aceea. Da? Uh, Esau are parte de niște binecuvântări externe. El este curvar și numesc. Dar nu poți să zici că nu avea parte de niște binecuvântări externe. Adică toată binecuvântarea lui Dumnezeu care era peste casa tatălui lor, peste casa lui Isaac, cădea... Și peste Iacov și cădea și peste Esau. Nu binecuvântările spirituale, dar erau binecuvântări aferente, că așa era natura legământului pe care Dumnezeu a făcut cu Avram, Isaac și Iacov, niște binecuvântări aferente materiale și chiar spirituale care cădeau peste amândoi. Că unul nu profita de ele, că unul nu beneficia de ele, asta este totul altceva. Dar nu puteți să-l compari pe Esau cu, un, cu orice păgând de oriunde de pe pământ. Că Esau era în comunitate acolo. Pe, e sau avea parte din niște binecuvântări externe și am putea să enumerăm o grămadă dintre ele, dar nu e acum timp. E sau, lui e sau, îi se oferă prin promisiune, foarte important de menționat, prin promisiune, niște binecuvântări duhovnicești. Prin promisiune. El nu le deține, dar prin promisiune are parte din niște binecuvântări duhovnicești de care uh, el ar fi trebuit să se folosească, da? Lui îi sunt oferite. El știe ce înseamnă dreptul de întâi născut, îi se dă dreptul de întâi născut. Avea dreptul de întâi născut, și asta are de-a face cu poziția super privilegiată a lui sau în casă. Avea dreptul de întâi născut presupunea nu doar să fii un moștenitor, să ai cea mai mare parte din moștenire, să dui linia genealogică a neamului, ci să fii cuprins într-un mod special în linia genealogică a Domnului Iisus Hristos. Asta presupunea dreptul de întâi născut. Adică în tine erau concentrate toate promisiunile spirituale ale lui Dumnezeu. Tu erai un, 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 un cap de legământ, da? Era o verigă importantă din legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut. Era o poziție extrem de importantă. Și din, doar înțelegând ce înseamnă dreptul acesta de întâi născut, înțelegem marele faliment al lui Esau. Că dacă dreptul de întâi născut însemna doar moștenire și Esau zice, mă, nu -mi trebuie mie moștenire, eu câștig cu arcul meu, mă duc, mă lupt, câștig, n-am nevoie. Așa, ok. Da, o disprețuit moștenirea pe care o putea da uh, Dar nu despre asta este vorba. Sunt niște binecuntări materiale atașate de dreptul de întâi dar în special acolo avem de a face cu niște binecuntări spirituale. Vă citesc un pasaj paralel care puțin ne ajută să înțelegem ceva ce au avut și evrei apostați. Pentru care Pavel spune, plânge, pentru care Pavel spune, față de care Pavel spune că ar dori să fie anatema. Zice așa, ei sunt israeliți, au în fierea, slavă, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințele, patriarhii. Și din ei a ieșit, ei sunt din linia genealogică. Din ei a ieșit după trup Hristosul care este mai presus de toate lucrurile Dumnezeu binecuvântat în legea mie. Și ei sunt apostați, neregenerați, necredincioși. Oameni care l-au respins pe Mesia care s-a născut din ei. Un fel de om ca ace de acesta era acest esau pe care îl descrie Sfânta Scriptură aici. Bun. Și ultima întrebare care privește textul nostru în mod precis este care sunt semnele apostaziei. Care sunt semnele apostaziei? În primul rând, am menționat deja întreagăt lucrul acesta, un apostat are inima unui necredincios. Un apostat este un necredincios. Un apostat nu are momente de cădere. Un apostat nu are falimente. Un apostat nu are momente de necredință. Un apostat este necredincios. Un apostat nu curvește. Un apostat este curvar. Un apostat nu are comportamente lumești. Un apostat este lumesc. Da? Asta este el natura lui. Veghea să nu fie, zice. Să nu fie acolo prezent. Era așa să fie. Să fie între voi. Au să nu fie între voi nimeni curvar să lumesc ca e sau. Așa era el, așa îl descrie pe el. Nu ce vegheați între voi să nu fie nimeni curvar ca David. De ce nu spune? Putea să-l dea exemplu pe David. De ce? Pentru că David n-a fost asta toată viața lui. Nu asta era natura lui David. Nu asta era poziția lui David înaintea lui Dumnezeu. David a fost un om credincios care a avut un faliment. Esau sau a fost un necredincios totdeauna. Esau sau a fost un curvar. Esau sau a fost lumesc. Da? Problema acestui om, acestui apostat, nu este în primul, lui, în primul rând conduita lui, ci inima lui, natura lui, ceea ce este el. Noi mai spunem uneori. Domnule, ăsta e un băiat bun numai că e stricat la gură. Ăsta e un băiat bun numai că îi plac femeile. Ăsta e un băiat bun numai că e dependent de droguri sau de pornografie sau nu mai știu ce. Da? Domnul Iisus Hristos spune din inimă, yes. Problema este în lăuntru, cu izvorul, cu viață lăuntrică, cu inima care dă în afară. Da? Că din prisosul inimii, spune Domnul Iisus Hristos, vorbește gura. Deci a te pretinde credincios, a profita de binecuvântări spirituale ale comunității, a fi membru într-o comunitate creștină, dar a nu plăti prețul care, presupune, uh, care îl presupune poziția de creștin, viața de creștin, înseamnă curvie spirituală și înseamnă a fi un om al lumii acestea. Deci a venit și te afilia de comunitate doar ca să beneficiezi de unele lucruri fără ca tu să fii transformat, înseamnă, asta, este, uh, asta înseamnă să fii curvar și lumesc ca e sau. Deci apostatul, în primul rând, are inima unui necredincios. În al doilea rând, ceea ce este evident la Isau, apostatul face troc cu binecuvântările materiale. Apostatul face troc cu binecuvântările uh, materiale. Ce dă pentru binecuvântările materiale? Da? ceea ce i s-a dat spiritual, binecuvântările spirituale care i s-au oferit, da? dreptul lui de întâi născut în cazul lui e yes sau. De ce face apostatul lucrul ăsta? Haideți să medităm puțin pentru că ne privește pe fiecare dintre noi care trăim într-o lume materială care atingem non-stop lucruri materiale, care lucrăm cu lucruri materiale, care muncim pentru lucruri materiale, care suntem motivați de lucruri materiale. Da? Ne folosim, trăim în lumea asta materială. E important să înțelegem. Care e problema lui sau? Problema lui Sau este că Sau are o apreciere supraevaluată a lucr lucrurilor materiale. Deci noi nu putem să spunem că lucrurile materiale nu au valoare. Lucrurile materiale au valoare, pentru ele muncim, nu? Cu lucrurile materiale ne întreținem în viața. Dar el are o apreciere supraevaluată. De unde știm lucrul ăsta? Simplu. Vine la ciorba aceea, vede că arată bine, era roșie ca el și el zice, dreptul de întinescut, da? când vorbim de dreptul de întâi să vă gândiți la slavă, la legăminte, a făi parte din linia genealogică a Domnului Isus Hristos. Gândiți-vă tot ce înseamnă extraordinar, ce era pentru evreu de dorit și ce aveau doar unii, un număr limitat, da? Un număr limitat de oameni. Și el pune într-o cumpănă, pune într-o cumpănă, pe de-o parte, pe un taler, dreptul de întâi și pe de-o parte o mâncare pe care o mănânci și după câteva ceasuri iarăță foame, da? Și el spune ce cântărește mai mult? Ciorba asta de linte. Acum era importantă ciorba aia. Când se foamea asta trebuie mâncare. Dar l a evaluat, a supraapreciat binecuvântările materiale. Dumnezeu să ne ajute să ne ferim de pericolul ăsta. Pentru că de multe ori putem să facem compromisuri spirituale pentru o apreciere supraevaluată a lucrurilor materiale. Nu că ele nu au valoare. Nimeni nu spune că nu au valoare. Pavel spune că Dumnezeu ni le dă din belșug ca să ne bucurăm de ele. Păi nu e dă Dumnezeu din belșug lucrurile care nu au nicio valoare. El a pus în lumea asta fizică, materială. Da? Apoi, apostatul este ușor motivat de lucruri materiale nesemnificative. Deci în comparație cu dreptul de întâi născut, ciorba era nesemnificativă, nu? Nesemnificativă. Ei, el este foarte ușor motivat de lucruri nesemnificative și nu știu dacă știți uh, oameni de felul acesta. Din nou, să facem o diferențiere. nu e rău să fii motivat de lucruri materiale. nu e rău să te duce la lucruri dacă nu te-ar plăti cineva. Ai muncit dacă nu te-ar plăti cineva? Ai face numai așa muncă în folosul comunității ca să meargă bine cuiva? Nici vorbă! Te duci, muncești, pentru că există o remunerație după aceea. Există o răsplată, există o plată care ți se dă. Sper că vei câștiga ceva. Deci nu e rău să fii motivat de lucruri materiale. Dar problema apostatului este că e prea ușor motivat de lucrurile materiale nesemnificative. atât de ușor motivat încă de lucruri spirituale pentru ele. Și vom observa câteva aplicații practice imediat. Apoi apostatul este dispus să vândă bine spirituale pentru cele materiale. Să vândă. Și știți că Apostolul Petru este foarte vehement. În cel puțin două cazuri în fapt apostolilor. Unul cu Anania și Safira, care au ascuns un pre, o parte din prețul moșioarelor și Petru îi spune, domnule, nimeni nu vă obligat în primul rând să vindeți aia. Și doi, dacă ați vândut-o, putea să dați cât vreți voi, dar nu să pretindeți că ați dat totul când ați dat numai o parte. Nimeni nu te obligați să dai 10%, 20%, dai cât vrei tu, dar nu te pretinde mai spiritual decât ești. Și cam asta au fost. Când te joci cu lucrurile materiale în biserică, Flăcăii așteptau, l-au luat pe unul, l-au luat pe al doilea și au făcut în, două mormântări în ziua respective. Da? Și al doilea caz este un caz mai important, unde este acel fost vrăjitor, care cred că este un apostat în cazul respectiv, care atunci când vede lucrările miraculoase pe care le face ce Filip <coughs> și așa mai departe, <coughs> mă scuzați, trece și el departe, se botează și el și la un moment dat zice, fantastic ce lucrează aici Dumnezeu. Da, cu adevărat, aici. Ce, Dă bani ca să dea și el cuiva Duhul Sfânt. Să facă troc cu bine, cu spirituale. Da? Să-și câștige o poziție importantă, o faimă. că Asta era viața lui. Asta e ceea ce îl măcina pe omul ăsta. Și virusul din viața lui n a dispărut prin botez, da? El a avut o convertire autentică, motiv pentru care, cum mai dinainte au iubit banii, faima și celelalte lucruri, acum le a băgat în creștinism. Și încerca să facă afaceri cu lucrurile materiale. Și Petru îi spune, banii tăi să piară împreună cu tine. Asta e un fel de blestem, nu creștin. Că și-ai crezut că darul lui Dumnezeu poate fi cumpărat cu bani, da? Trocul cu lucrurile, cu lucrurile, spirituale, da? Amestecarea binecuvântărilor spirituale cu binecuvântările materiale și încercarea de a cumpăra lucrurile materiale, da? Pentru, în detrimentul lucrurilor spirituale. Și apostatul își păstrează privilegiile spirituale, el și le păstrează până apare un târg cu lucrurile materiale. Unii dintre noi am putea să spună, a, eu aș face niciodată așa ceva. Bun, până apare un târg serios, da, care te-ar putea motiva. Și acum haideți să luăm câteva exemple. De ce nu avem timp de părtășie personal cu Dumnezeu? Că nu avem timp. De ce nu avem timp? La ce îl dăm? La ce este material? Ai spune, păi ce material? Că nu muncesc prea mult. A, la material intră, la viața materie poți să pui hobby tale, relaxarea ta, orice altceva. Orice altceva. Pentru lucrurile lumii acestea, de foarte multe ori ne, vedem timp, timpul personal de părtășie. Pentru lucrurile lumii acestea ne lipsim de părtășia frățească în mod consecvent. De ce? Trebuie să muncesc mult! Nu ăsta e argumentul. Asta e argumentul pe care l-au auzi pretutine în țara asta. O ducem atâta de greu că noi ne-am duce la părtășie. Nu ne-am duce. Sigur că ne-am duce. Dacă s-ar face fiecare seară din săptămână, nu ne-am duce. Dar frate, trebuie să ne îngrijim. Trebuie să pun o pâine pe masă la copiii mei. Spuneți ne dumneavoastră, pentru o pâine pe masă, lipsește de la părtășie. Pentru o pâine pe masă, îți la limita supraviețuirii și domnule, pentru felia aia de pâine o mai trebuie să stea încă un ceas pe care trebuia să-l dea să ducă la adunare. Nu stai șapte ceasuri la adunare, miercuri seara. Stai un ceas, juvate. nu stai mult, nu? Două ceasuri. Pentru lucrurile materiale nu este timp de părtășie personală cu frații. Când trecem uh, ca intersite așa unul pe lângă altul, deși dăm unul de altul, nu avem timp. De ce? Că trebuie să ne ocupăm de lucrurile lumii acestea, nu? Pentru lucrurile materiale, mulți oameni și-au abandonat și și-au distrus familie cu mâinile lor. Cu mâinile lor, pentru lucrurile materiale. De ce? Ca să câștige mai mult. Să o ducă băieții mei, copiii mei, mai bine decât am dus-o noi. Nu sună bine? Ce dragoste! Nu? Ce dragoste! Să-ți abandonezi familia, să-ți nenorocești familia. De ce? Ca să o ducă mai bine. Familia să o ducă mai bine. Sună foarte spiritual, nu? Foarte multă dragoste. Lipsirea constantă din slujbele regulate ale bisericii pentru lucrurile materiale, da? Nesusținerea financiară cu dăruire de inimă a lucrării Domnului pentru lucrurile materiale, da? A nu fi gata să fac lucruri pentru frații mei care nu mi sunt cerute precis în Sfânta Scriptură. Biblia nu spune nimic, nicăieri să mi-a avut într-un fel sau un altul pe frații mei. Nu spune nicăieri Biblia lucrul ăsta. Deci înseamnă că nu sunt chemat să fac lucrul ăsta, nu? De ce? Pentru că celelalte lucruri materiale din viața mea, viața mea materială dacă aș putea să o numesc așa, îmi suge, toată, îmi suge la propriu existența. Da? Nu pot să dau decât surplusul sau ce nu am nevoie. Nu ceva care să mă facă să simt lipsă. Când a fost ultima dată? Hai să facem un test. Când a fost ultima dată când ați dat ceva? care nu-i surplus. Când a fost ultima dată când v-ați lipsit de ceva care nu e, a fost ceva ce nu aveți nevoie? Important. Asta nu înseamnă că faci lucrul ăsta așa numai de a încerca, da? Dar să-mi iau o haină, de exemplu, care e scumpă, dar de care n-am nevoie. Eu aș putea să am o haină de 1000 de dolari în casă, dar care nu-mi vine. Și o dau și omul care o ia zice extraordinar, ce om darnic, fantastic ce om darnic. Eu n-am avut nevoie de ea. Asta sunt surplus, ceva ce nu mi-a trebuit, da? Din nou, nu spun că trebuie să facem numai încercări de asta. Domnule să dau așa, să simt într-un fel durere când dau, chiar dacă nimeni nu are nevoie de ce fac eu. Nu. Problema este când sunt situații când mi se cere să dau, să mă jerfesc pentru lucrarea Domnului, pentru evangelizare, pentru oameni care au nevoie și inima nu îmi permite să fac lucrul ăsta. De ce? Că atunci când dau, începe să mă doară. Să simt. Da? Să simt gaura. Da? Când nu sacrificăm timp, energie și finanțe pentru evangelizare. De ce? Din cauza preocupării noastre excesive pentru lucrurile materiale. Când nu ne aducem copiii la închinare, ceea ce se întâmplă pretutine în țara asta. De ce? Pentru că asta presupune pentru mine stres, atenție sporită, pentru că asta presupune pentru mine. Da? Ce se întâmplă în, în esență, în toate lucrurile astea? Dau niște lucruri spirituale deoparte, pentru că eu sunt afectat. Confortul meu, liniștea mea și așa mai departe fac un schimb, fac un schimb de, 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 lucruri materiale pentru lucruri spirituale, da? Când îmi strâng predicile sau sfaturile după privilegiile pe care le primesc. Și au fost oameni care mi-au întrebat frontal. Bă, frate, da, pe mine chiar m-a sunat la un moment dat un frate păstor, zice, auzi, bă, frate, zice, am ascultat predicile alea despre Duhul Sfânt. Zice, dar tu plătii, frațe, dacă o plăti, frate, de acolo unde slujești ca să, să predici aia, că tu nu crezi că crezi la aia, nu? Și tu plătești, plătii... frate, mă, frate, mă plătesc, mă plătesc să predic predica respectivă, știi? Nu mi-au spus, uite, uite, îți dăm acum mai mult, îți dăm un bonus, ține o predică puternică împotriva la nu știu ce. Oamenii așa gândesc. Oamenii așa gândesc. Și în foarte multe situații, chiar cuvântul lui Dumnezeu este strâmbat după privilegiile materiale care sunt date. Da? Acum, îl vedem pe apostat că plânge. Zice sau aici despre sau și mai pe urmă, când a vrut să capte binecuvântarea, n-a fost primit pentru că măcar că cerea, o cerea cu lacrimi. În cele mai multe sesiuni, pseudo-sesiuni de evangelizare, unde oamenii ar plânge de ciudă că Dumnezeu i-a lovit, de ciudă că Dumnezeu i a dat. O spune, oh, uite câtă cercetare a Duhului Sfânt, trezire spirituală extraordinară. Nu e așa sigur. Lacrimile nu sunt un semn sigur al, al pocăinței. Lacrimile pot să fie un semn al apostaziei. Citiți evenimentul cu Iesau. Iesau plânge pe bune. A ieșit și a țipat Strigat de durere. Spune, Domnule, ce, ce durere în inima lui, nu? Ce durere în inima lui. Problema știți care este? Că plânsul și părerea de rău a lui sau este după binecuvântările pe care a înțeles că le-a pierdut. Nu binecuvântările spirituale, ci binecuvântările materiale. Pentru că când citiți binecuvântările care i sunt date lui Iacov, în mare parte sunt binecuvântări materiale. Și Esau spune, n-a mai rămas nimica pentru mine. Și el spune, nu l-am făcut pe frate tu bogat, i-am dat ploaie, i-am dat grâu, i-am dat mustu, i-am dat tot frate tu. Și el începe să urle de durere când aude ce binecuvântări materiale i-au fost date lui Iacov. Nu mă, binecuvântări spirituale. Nu binecuvântări spirituale. Deci apostatul plânge după lucruri, după binecuvântări, dar binecuvântări pământești și materiale. Deci asta vedem în viața unui apostat. Asta este al doilea semn. Pe lângă faptul că el este are inima unui necredincios, este un necredincios, face schimb, face troc cu binecuntările spirituale. Da? În al treilea rând, apostatul este un, lips, un om lipsit de pocăință autentică. Deci chiar și când își dă seama că a pierdut lucruri extraordinare, da. el pentru că nu are o înțelegere corectă asupra aceea ce este valoarea lucrurilor spirituale, chiar și când le pierde, pocăința lui nu este o pocăință corectă. El nu este ofensat. Vezi, e, e, e sau nu plânge pentru că l-au ofensat pe Dumnezeu. Pentru că și-a bătut joc de Dumnezeu în ultima instanță când a refuzat dreptul de întâi născut pe care Dumnezeu i-l-a dat. El nu de asta plânge. El se duce la Iacov și la, la, Isaac și îi spune, tata, am bajocorit pe Dumnezeu. Îmi dau seama că în dreptul de întâi născut Dumnezeu am înmagazinat niște binecuvântări spirituale extraordinare. Și îmi dau seama că eu am dat cu piciorul. Și îmi pare rău. Îmi pare rău că l-am ofensat pe Dumnezeu în primul rând. Nu vezi la -i sau așa ceva. Vezi la el sau așa ceva? Nici vorbă. Nici vorbă, da? apostatul nu are o pocăință autentică. Este lipsit de pocăință autentică. Da? El nu este afectat deloc de jignirea pe care i-a dus-o lui Dumnezeu. El e afectat de ceea ce a pierdut. Și în final apostatul este respins de Dumnezeu. De ce e respins de Dumnezeu? Sunt două variante aici. Prima variantă care ni se oferă de obicei în tratarea acestui text este că uh, e sau s-a pocăit prea târziu. Că sau s-a pocăit cu adevărat, și dar s-a pocăit prea târziu. Este aceeași variantă pe care o auzim, de exemplu, despre oameni care se pocăiesc în iad. Se pocăiesc, dar degeaba se pocăiesc, cam asta e ideea. Se pocăiesc, dar prea târziu și în iad se vor pocăi o veșnicie dragă, dar e prea târziu, dar ei să vor pocăi acolo. Deci în iad avem uh, un fel de uh, o stare superioară a omului necredincios de pe pământ. Da? Adică ceea ce ne dorim acum noi de la toți oamenii vom vedea în iad. Toți se vor pocăi acolo toți vor fi plini de remușcări de părere de rău și vor da slavă lui Dumnezeu, dar prea târziu. Să vor închina lui Dumnezeu, dar prea târziu. Da? Vor striga la milă, după mila și îndurarea lui Dumnezeu, dar prea târziu. Ar vrea să fie în prezența lui Dumnezeu, dar prea târziu. Văd frumusețea lui Hristos, dar prea târziu. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Și nu există așa ceva nici în viața aceasta există această teologie, există un punct al vieții tale când ai trecut limita și Dumnezeu te abandonează. Sunt de acord cu lucrul ăsta. Noi nu știm când e timpul la limită, da? Sunt de acord că se poate întâmpla asta. Dumnezeu nu nu -ți mai dă nici măcar oferta Evangheliei, da? Nu ți mai dă absolut nimic. Te-a abandonat total. Chiar și din uh, perimetrul binecuvântărilor uh, spirituale exterioare. Să auzi cuvântul lui Dumnezeu predicat și așa mai departe. Sunt de acord că poate să existe așa ceva. Dar nu asta este cazul lui Esau. sau nu se pocăiește prea târziu. El sau nu să pocăiește cu adevărat. De aceea este respins. E ca și cum Dumnezeu, dacă credem că pocăința este darul lui Dumnezeu, e ca și cum Dumnezeu îi dă pocăința lui sau și spune, dar nu ți-o accept. La asta ajungi, nu? Dacă e sau se pocăiește e autentic aici, dar prea târziu, înseamnă că Dumnezeu îi dă pocăința lui sau că pocăința vine de la Dumnezeu, în deja dacă Dumnezeu le va da pocăința ca să aibă viața. Dumnezeu îi dă pocăința, pocăința care duce la viață, spune, ți-am dat pocăința, dar nu-ți mai dau viață care urmează pocăinței. Ce e o operație. Eu aberație, cumva Dumnezeu vrea să-l chinuie pe Iesai. Iesau, îi dă remușcării, dă pocăința adevărată, părere de rău, lacrimi, îl mișcă pe omul ăsta din temelie, apoi îl naște din nou și îl spune, da degeaba, prea târziu. Da? Nu așa ca să-l chinuie, să-l să chinuie pe pământ. Nu. Nu este cazul acesta, versetul 17 ne explică cu ce avem de-a face. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete, ce? Textul spune foarte clar. Când a vrut să capete, ce a vrut să capete? Binecuvântarea a vrut să capete. Asta a pierdut. Asta își dă seama că a pierdut prin dreptul de întâi născut. De asta spune că era lumesc. Deci era curvară. Era curvar. Biblia nu ne arată. Da, ne arată că și-a luat două neveste, dar nu ne arată că treia în curvie. Poate treia în curvie. Dar prima curvie de care se făcea vinovat e sau era că era un mare idolatru. Un mare idolatru. El proslăvea banul. El treia în curvie spirituală. Lucrurile materiale. Pe el asta le întrezea, da? stomacul, trupul, viața asta, nu-l interesa pe el de Dumnezeu. Când își dă seama că Dumnezeu ar fi o metodă bună, o cale bună pe care ar putea să meargă pentru câștigarea binecuvântărilor materiale, începe să plângă. Că își dea seama că au ratat ceea ce putea să-i aducă aceste binecuvântări materiale. Da, dreptul de întâi născut. Asta este problema lui Esau. Și că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a vrut să capete nici mântuirea, nici pocăința, nici împăcarea cu Dumnezeu, nimic de felul acesta, n-a fost primit pentru că măcar că o cerea cu lacrimi n-a putut să o schimbe sau traducere pe care v-am citit-o la început pentru că știți că și după aceea dorind să moștenească binecuvântarea a fost respins pentru că nu a găsit loc pentru pocăință. În el nu era loc de pocăință. El era un om curvar, lumesc, asta îl caracteriza, asta era el, pe el îl interesau binecuvântările materiale. Pentru asta se lupta, pentru asta trăia și pentru asta plângea. Și pentru asta vrea să-l omoare și pe Iacov. A da, deci vă imaginați că omul acesta care a avut pocăința autentică, imediat după aia spune, vreau să-l omor pe frate meu. Pentru că mi-a luat binecuvântările spirituale, nici vorbă. El vrea să-l omoare pe frate su, pentru că a pierdut binecuvântări materiale. Asta este viața lui Esau. În concluzie, dragi și surori, Dumnezeu ne cheamă, ne cere, ne poruncește să veghem unii asupra altora, să vegem unii asupra altora, ca nimeni dintre noi să nu fie curvar sau lumesc ca e sau. Acum, noi am putea să ne gândim, domnule, noi suntem pocăiți, nu? Iată că în bisericile de pocăiți sunt oameni curvari și lumești ca e sau. Idolatri din punct de vedere spiritual. Ei beneficiază de anumite binecuvântări aferente, care sunt în comunitate chiar dacă nu sunt născuți din nou. le place cu noi, da? Ei se simt bine cu noi. Ei poate chiar să botează. Ei poate chiar uh, ajung să aibă anumite poziții în biserică, dar sunt curvași și lumești. Și trebuie să fim atenți în viața noastră personală și în viața tuturor fraților noștri cum ne-a îndemnat Cartea Evrei de atâtea ori să vegem asupra unui, asupra altora, că atunci când vedem tendințe lumești, tendințe lumești, tendințe de idolatrie spirituală, tendințe în viața noastră de a compromite valorile noastre spirituale, viața noastră spirituală, relația noastră cu frații, relația noastră cu Dumnezeu, când vedem tendințe de a compromite lucrurile acestea, să atragem atenția, să vegem unii asupra altora și suntem responsabili. Și dacă conștientizăm că cineva între noi este un om de felul acesta, să-l cercetăm, să-l evaluăm, să-l mustrăm și bineînțeles când cineva se arată în, în depravarea lui totală, că îi curva și cum era sau este datoria bisericii să-l dea pe mâna săltanii, să-l dea afară. Asta este datoria bisericii. Este datoria bisericii. Și ăsta este un caz fericit când biserica este alertă la lucrurile acestea și îți dă seama de lucrurile acestea. Pentru că dacă un frate care e lipsit de Harul Sfințitor poate să influențeze, să o trăvească, mulți, mulți, cu atât mai mult un apostat și un om lumez din adunare poate să facă lucrul acesta. Dumnezeu să ne dea harul acesta al vegherii, al supravegherii unii asupra altora. Da? Să știm fiecare dintre noi că suntem bărbați sau sunteți surori, avem această responsabilitate de episcopie, de a ne supraveghea, de a veghea unii asupra altora. Și apostolul din Evrei parcă spune așa într-un mod foarte Sfătos și ne face atenție. Luați bine seama, luați bine seama ca să nu fie nimeni între voi de felul acesta. Amin.